Mărie, mărie, pupana e la părărie, tu tampoane ți-ai luat, trebuie să spui și o pristor, să nu scurcă pe picior. Uh, Fu, deci atât de siloși sunt acești oameni, deci pe cuvântul meu de onoare Roberto de la fiecare fragment îl citea Hatice, cu gura până la urechi, deci mie sincer îmi provoacă ceva, o repulsie pe care n-am mai simțit-o de foarte mult timp asupra unei persoane îmi fac păcate doar uitându-mă la ei și credeți-mă că nu vreau să mai fac asta. Mi este atât de silă și de scârbă de tot ce lui Antonio și că mai avea și o măsură ca să-i o și în gură. Băi, nene, despre ce vorbim? Și râd cu gura până la urechi și bunica zicea, poate ar trebui să le ștergeți pe astea. Păi de ce, doamnă, că până acum ai râs la ele și ți-au părut amuzante și spui că îl provoacă Dani și cu Antonio pe Roberto. Când ei spuneam de anemona că ți-ai pus piercing în sfârc și vrei să spui și în partea intimă, dar a spus-o pe bune, cu L începe. Băi, nene, despre ce vorbim? Deci mi se pare atât de scârboș și atât de o, o repulsie mai mare de atât nu cred că am avut vreodată. Și faptul că femeile astea două au fost acolo și au auzit și au văzut, mi se pare atât de josnic, ferească Dumnezeu, deci nu este posibil așa ceva.